Amendă record de 200.000 de lei pentru un om de afaceri din Iași care a fost prins la volan fără permis de două ori în ultimii 4 ani. Ar fi comis și alte infracțiuni rutiere în tot acest timp. Știe mai multe Elena Bejnaru. Elena, te ascultăm. Bun găsit! Inițial, în 2020, bărbatul a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru că a refuzat să-i se preleveze probe biologice după ce a provocat un accident rutier pe o stradelă din Iași. Un an mai târziu, polițiștii de la rutieră l-au oprit în trafic și au descoperit faptul că acesta se afla la volan, deși avea permisul suspendat în urma condamnării respective. Peste 2 luni a obținut un alt permis de conducere, dar l-a pierdut și pe acesta după puțin timp, pentru că nu a acordat prioritate unui grup de pietoni pe trecere. Chiar și așa, bărbatul s-a urcat din nou la volan și iar a fost oprit de polițiști pentru că nu acordase prioritate unui alt pieton. Bărbatul a fost trimis în judecată pentru conducere fără permis, iar judecătorii au hotărât ca el să plătească o amendă de 200.000 de lei, care însumează câte 500 de lei pentru fiecare zi în care a condus fără permis. Sentința nu este definitivă, iar acesta a contestat-o deja.